seara, dragii mei! De-a lungul timpului am venit în fața dumneavoastră cu rugăciuni, cu poezii, cu fel și fel de întâmplări, de istorioare. Ei bine, acum vreau să vă prezint o carte care se numește Rugăciunea Broaștei și este semnată de Anthony de Melo. Anthony de Melo este unul dintre cei mai citiți scriitori pentru că vine cu fel și fel de picături de înțelepciune pentru sufletele noastre. Și din cartea lui, Rugăciunea Broaștei, volumul 1, am să vă citesc despre rugăciuni și despre cei care se roagă. Avem 4 situații diferite și din fiecare avem de învățat câte ceva. Bunica spune nepotului: îți pui rugăciunile în fiecare noapte? Nepotul: o, da, da, le spun. Și în fiecare dimineață îți pui rugăciunea? O, nu, spuse nepotul. Nu, pentru că dimineața nu mai îmi este frică. Deci, de multe ori, frica este cea care ne împinge să spunem fel și fel de rugăciuni. Dar nu uitați că o rugăciune se poate dărui Tatălui Ceresc și ca mulțumire pentru un eveniment fericit și ca mulțumire pentru bucuria pe care ai trăit-o tu împreună alături de cei dragi sau pentru mulțumirea că cineva a împlinit ceva și prin tine. A doua întâmplare din această listă este următoarea. O bătrânică care se ruga tot timpul în perioada războiului spune la un moment dat: Dumnezeu, da, da, Dumnezeu a fost foarte, foarte bun cu noi. Ne-am rugat tot timpul. Tot timpul cât au aruncat ăia bombe, noi ne-am rugat. Ne-am rugat, iar bombele, pentru că noi ne-am rugat, bombele au căzut la celălalt capăt al orașului. Vedeți, dragii mei, când ne rugăm, să ne rugăm pentru toți, nu numai pentru noi. Pentru că așa este bine și frumos și în iubirea Tatălui Ceresc să ne rugăm atât pentru noi, dar și pentru ceilalți. A treia istorioară este următoarea. Persecuțiile lui Hitler împotriva evreilor au devenit atât de groaznice încât la un moment dat 2 evrei au hotărât să scape de Hitler. Așa că într-o zi, pe o margine de drum, au stat unul lângă celălalt și s-au sfătuit și s-au vorbit ce și cum să facă ca să-l înlăture pe Hitler. Numai că stând ei așa, așteptându-l, și-au dat seama că timpul trece și au spus unul celuilalt: hai, hai, repede, repede, repede să spunem o rugăciune ca nu cumva să îi se fi întâmplat ăstuia ceva pe drum. Iar a patra întâmplare spune: erau odată 2 nepoți care odată pe an își invitau mătușica la un picnic la iarbă verde. Numai că în anul acesta nu știu ce s-a întâmplat, că cei 2 au uitat de ea și doar cu o zi înainte au sunat-o și au invitat-o pentru ziua următoare la picnic. Iar mătușica, supărată, le spune la telefon: ei, dragii mei, cam târziu, cam târziu, pentru că eu am văzut că nu mă mai chemați. Eu eram obișnuită să mă sunați așa cu o săptămână, 2 înainte. Iar acum, văzând că nu mă mai sunați, m-am rugat ca mâine să plouă acolo.
Așa că, dragii mei, să luăm aminte la rugăciunile pe care le facem. O rugăciune este binevenită atunci când ne gândim și la cei din jurul nostru, pentru că trăim între oameni și pentru oameni. Dragii mei, vă doresc o seară liniștită, un somn regenerator, numai bine tuturor!